Sunt multe ocazii în care oamenii aleg să călătorească cu avionul. Zborul cu avionul este mult mai sigur decât cu celelalte mijloace de transport. Numărul accidentelor feroviare și auto este cu mult mai mare decât numărul avioanelor prăbușite. Și totuși, de ce le este frică oamenilor să zboare cu avionul? De ce credeți că le este frică oamenilor să zboare cu avionul? De înălțime. Pentru înălțime. Părere, frică de înălțime. De altceva, frică de moarte, nu? O șansă ai când pici în apă. Și după care... Din avion te faci praf până jos, nu? Te transformi în lapte praf. După ce accidente întâmplate, mă gândesc, trebuie să întâmplă cu avioanele. Sunt prea multe incidente. Mie nu mi-ar fi frică, am mai zburat. Nu mă depinde și de om, de starea lui. Înălțime. E frică ca să nu pice sau mai știu eu. Și mie mi-e frică. Dar de ce? De ce? Nu știu. Așa mi-e frică, totdeauna mi-a fost. Pentru înălțime mai tare. Și viața asta de tare grea și așa am ețus de cap de atâta stres și atâta oboseală. Eu așa mă gândesc. Tineretul nu mă gândesc. Dar noi, aștia mai bătrâni, chiar de multe ori am o prietenă care zice numai cu avionul să nu zbor. Na, eu am fost până la București sau de la Cluj la București am fost, dar nu am avut nimica. Un pic de gol în stomac, dar nu a trecut. De înălțime. Doar atât? Doar atât și de defecțiunile avionului care se pot întâmpla. Păi pentru că nu au informații suficiente despre ce înseamnă zborul cu avionul și că zborul cu avionul este mult mai sigur decât cel cu trenul sau cu mașina din punct de vedere al accidentelor.